Vom continua cu predispozițiile lunii noiembrie. Vă spuneam că jumătate dintre zodii sunt mai afectate, jumătate sunt chiar beneficiate în această lună de mistreț sub patronajul elementului Pământ. Avem de-a face cu o lună foarte dificilă și foarte ciudată, aș numi eu, pentru că, așa cum știți mulți dintre voi, mistrețul are la bază elementul apă in, însă este o lună cu Pământ in deasupra. Deci Pământul se știe că distruge apa în ciclul elementelor. Deci el este cel care primează. Deci mă tem și ne temem că vom mai auzi de cutremure atât în sudul Europei, pentru că sudul rămâne marcat tot anul de această stea a dezastrelor. Există remedii, există un glob pe care o să vi-l arătăm și în emisiunile viitoare, în săptămâna viitoare. Îl avem aici în magazin. Și pe site-ul nostru, cred că puteți să-l vedeți, dacă nu e pus, o să fie pus de noi în curând. Un glob special care este recomandat împotriva acestor, să zicem, afectări, afecțiunii, această problemă care poate să apară, toți cei care se cred că sunt influențați de elementul Pământ într-un sens negativ. Și anume, cei care au exces de element Pământ, cei care sunt element Pământ în elementul personal, element Pământ yang, puternic, nu slab, da? Și când intră într-o astfel de lună cu această problemă, trebuie să fie puțin mai atenți. Dacă mai și locuiesc undeva, nu știu, pe terenuri din acestea care pot să sufere alunecări de la inundații și așa mai departe, cu atât mai mult le trebuie această protecție. Vom auzi, din păcate, prin sudul Europei, în sud-vestul Europei chiar se poate întâmpla, deși există o stea minunată acolo, steaua prosperității, este o stea de Pământ în exces, într-un sector de Pământ. Steaua aceasta dezastrelor, noi spuneam în multiple emisiuni, nici nu mai știm numărul lor, încă de la începutul anului, că staționează în porțiunea de sud a oricărui continent, de fapt, a oricărei țări, dar mai ales a sudului lumii. Da? Când privim acum continentul Europei, este vorba de sudul Europei. Și anume, în sud includem și Italia, deci porțiuni din Italia, iată că s-au confirmat, Grecia, și știm că au fost cutremuri acolo și sperăm să nu mai fie, da? Sudul țării mai poate să fie afectat cu anumite inundații, alunecări de terenuri, probleme cu pământul, da? Căderi de diguri sau, mă rog, surpări de pământ și așa mai departe. Din fericire, sudul, ca și stea, este reprezentat foarte bine luna aceasta, deci cu o stea dublă 6, care aduce prosperitate indirectă și stare de bine sufletesc, ajutor divin, mai este numit. Însă, este o stea de metal și ea este potențată prin faptul că luna aceasta, fiecare stea anuală, se dublează prin acea stea lunară. Deci, sudul are două stele 6, care amândouă, automat, sunt stele de metal. Automat, patronii sudului, care sunt caii, trebuie să fie foarte grijulii la sănătate odată, la mici accidente, mici, deci nu mari, pe elementul metal. Asta poate să însemne că dacă un nativ cal are o bucătărie situată în sudul casei, poate să fie mult mai afectat, pentru că se poate opări, arde, tăia mai ales, pentru că e vorba de elementul metal, atunci când gătește. Deci, bărbați, femei, fiți atenți dacă aveți acest aspect. Și chiar și în trafic, enervări, situații din acestea stresante, agasante, pot să fie atrași în anumite conflicte verbale, sigur, care se definitivează, se soluționează până la urmă în sensul bun al cuvântului prin ceva, mă rog, cad de acord cu persoana cealaltă. Însă, este o aspectare bună în prim plan, dar în plan ascuns poate să dea aceste mici accidente, fie verbale, da, în cel mai bun caz, fie fizice. Deci, altfel, o stea genială în sud, care ne ajută în luna noiembrie, spre deosebire de ceea ce a fost în octombrie, ne ajută mai mult să fie protejați cei din sud, da? Adică să nu fie cu morți multe sau mai știu eu ce alte probleme, cataclism sau ceva foarte, foarte grav. În altă ordine, șobolanii, deci opusul cailor, sunt foarte afectați de o dublare de stea 7, care este o stea metalică, dar o stea de metal, dar foarte malefică. Și
și faptul că se dublează le aduce pierderi cam pe toate planurile. Ca să prevenim acest lucru, sigur, există o predispoziție. Deci nu vreau să spun că toți șobolanii acum vor suferi același fel de pierderi, Doamne ferește, dar există o predispoziție și este bine să fim informați. Există aceste amulete, aceste remedii de care noi tot timpul vorbim, care într-adevăr ne protejează și noi le purtăm foarte mult asupra noastră în fiecare zi, în fiecare moment al vieții noastre. Le avem când plecăm din casă și iar în casă suntem, bineînțeles, cu remediile din casă. Una dintre ele pentru șobolani, vă prezint de pe acum, pentru că vom și începe cu șobolanii, este acest card de protecție, cu mantre, bineînțeles, inscripționate și pe față și pe dos. Este un card metalic, da? Cu rinocerul și elefantul albaștri. De ce trebuie să fie albaștri? V-am mai spus noi. Pentru că steaua 7 este de metal și apa ruginește metalul. Da? Deci îl consumă în ciclul elementelor și astfel încât îl controlează, îl ține sub control. Deci, pachidermele, care sunt foarte agresive, trebuie să fie albastre. Dacă ar fi fost, nu știu, orice altă culoare, nu ne foloseau la nimic. De asemenea, există această amuletă, tot în albastru lucrată, dacă observați, da? Cu mantrele pe spate și cu rinocerul și elefantul, este această amuletă mai nouă de anul acesta, da? Concepută de Lilian Tu și echipa ei, împotriva acestei stări a furturilor, care se dublează pentru șobolani. Astfel încât pentru șobolani deja noi am vorbit. Deci șobolanii sunt afectați de această stea dublată, trebuie să aibă mare grijă la locul de muncă, dacă sunt șefi, trebuie să aibă mare grijă cum se exprimă cu subalternilor și chiar cu colegilor de breazlă, pentru că pot să jignească fără să dorească lucrul ăsta, fără să-și dea seama, să le scape niște cuvinte pe gură, pentru că această stea șapte aduce și violență verbală. Deci li se poate întoarce înzecit ca violență verbală. Ei doar aruncă un cuvânt și, de fapt, cel care, căruia este adresat acel cuvânt, îl percepe ca pe ceva monstruos sau cine știe cum, încât ceilalți pot să sară, efectiv, la gâtul lor. De asemenea, mare atenție în trafic. Apropo de traficul din București, mai ales, pe care noi luăm în piept în fiecare zi, mare grijă șobolanilor, de ce? Mare atenție, nu vă certați în trafic, nu faceți gesturi de un anumit fel, pentru că ceilalți cărora le adresați aceste gesturi s-ar putea să sară din mașini și să, cine știe ce să mai facă. Deci să fie foarte violenți, chiar dacă ei înșiși nu sunt șobolani. Da? Atrageți aceste lucruri asupra dumneavoastră, nu conduceți obosiți, nu conduceți stare de stres în timp ce vă certați, nu vorbiți la telefon în timp ce conduceți, da? Mare atenție, este mai rău. Această lună, sincer, este mai rea decât atunci când a venit steaua multiplicării pe steaua 7, pentru că această stea a multiplicării, fiind de foc, ardea metalul stelei 7. Măcar vă mai ajuta cât de cât. Adică această mică chichiță vă ajuta. Acum aveți dublare de stea de metal. Deci foarte, foarte mult metal. E adevărat într-un sector de apă, însă își face de cap. Asta este problema. Pentru bivoli, o lună foarte defavorizată, nu pot să vă subliniez suficient, nu schimbați jobul, nu mergeți la interviuri, că s-ar putea să nu prea aveți succes și să nu fiți văzuți prea bine, nu aveți așteptări mari, mare grijă la probleme de sănătate, mai ales cei care se știu cu probleme cu stomacul, cu pancreasul, cu intestinul subțire, sau chiar și cu alte organe, pentru că mai afectate sunt organele de element pământ, însă nu înseamnă că celelalte nu pot să fie afectate, dar fiind faptul că sunteți cu o stea 5 dublată, stea de distrugere dublată, care este stea de pământ, într-un sector de pământ, în nord-est, în sectorul bivolului, vă poate da aceste probleme de care am amintit și la început. Voi puteți să fiți mai afectați chiar de aceste probleme pe element pământ, din toate punctele de vedere. Da? Să sperăm că nu va fi așa și că primim vești bune de la bivolii care ne urmăresc. Eu vă doresc sănătate multă și nu uitați de remedii. Pagoda celor 5 elemente, pagoda cu sutra inimii pentru bivoli și de asemenea plăcile de protecție ale casei. Da? Din nou vă amintesc site-ul nostru www.romaniafengshui.ro. Plăcere de protecție pentru casă.